Satul Bucium are un nou preot. Sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril a fost un dublu prilej de bucurie în satul Bucium. Cu multă emoție, părintele Marius Corlean a predat ștafeta cârmuirii parohiei Bucium noului părinte Alexandru Daniel Câmpan. Părintele Alexandru a fost hirotonit la sfârșitul lunii octombrie de către înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, în comuna Roșia, județul Sibiu. Iar preotul Marius Corlean slujește acum la Biserica Brâncoveanu din Făgăraș, însă va rămâne mereu în sufletul buciumenilor. Pe un site de socializare, buciumenii au postat următorul mesaj. Ne-am rugat pentru un început bun sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumiri și recunoștință pentru părintele Marius. Bun venit în familia noastră, părintelui Alexandru și doamnei preotese Iulia.